Este scandal mare în Norvegia după cele 3 zile de audiere în care Anders Breivik a cerut să fie eliberat condiționat. Rudele celor 77 de victime ale criminalului în serie sunt nemulțumite de faptul că procesul a fost transmis la televizor. Un prilej pentru Breivik să efectueze salutul hitlerist și să își expună teoriile neonaziste. Supraviețuitorii atacului din 2011 au și altă supărare. Breivik trăiește în condiții de lux la închisoare. Are o celulă formată din 3 camere în care joacă jocuri video, se uită la televizor și face exerciții fizice. În ultimii ani, el a putut chiar să urmeze cursuri universitare de matematică și afaceri. Asta pentru că sistemul judiciar pune accent pe toleranță și reabilitare. It's hard to think that this guy, he killed 77 people, including my daughter, and he has this right to appeal. It's like he's poking into the wound all the time. We won't get any peace from him. Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror, samt objektivene i manifestet. Og jeg gir dere hermed mitt æresord på at dette er bak meg for all tid.